la început am avut întreceri sportive la terenul de sport, oină, oină fete, oină băieți și fotbal bătrânii cu tinerii. Dar sigur, Comuna Horia e singura comună din România care are 8 echipe de oină, 4 de băieți și 4 de fete la toate categoriile, junior 3, 2, 1 și seniori. Acolo scutele. Da, avem și câteva titluri de campion național. Și la ora 11, la noua biserică, s-a desfășurat un tedeum, cum sobor de preoți. Foarte onorant pentru noi a fost faptul că avem oaspeți și de peste hotare, ambasadorul Malte. Is this from how many years do you know? It's the second time that I had the opportunity to come. How is the impressions? It's a beautiful, clean air, healthy environment, friendly people, beautiful place. The mayor? The mayor is very supportive to the Romanian community in Malta. That's where I met him about 2-3 years ago. I think it has been 3 or 4 years ago. Precisely attending in Malta to support the Romanian community in Malta. Yes, very supportive. You stay just today here? Yes, I arrived yesterday. I will be departing tomorrow. So it was a very, very short break. Before I came here last Thursday, basically the 2nd of May, there was a huge exhibition opened in Malta on the first century of Romania, Greater Romania. It was opened by our Minister of Foreign Affairs. It's a fantastic exhibition, which will be lasting for a couple of weeks in Malta. Literally an exposition of Romanian architecture, Romanian culture, Romanian people. Iar onorant pentru noi a fost președintele Consiliului Județean, au fost vicepreședinți, a fost prefectul județului Constanța, subprefectul Done, a fost viceprimarul Constanței, a fost senatorul Muga, au fost deputații de Constanța Vișan și cu Babuș și mulți alți capei județului și direcții de concentrate. Au fost primari din zonă cu care noi, și ar trebui să fac o paranteză, 14 noiembrie de ziua Dobrogei, la Comuna Horia s-a ținut ședința comună a Consiliilor Locale Topalu, Ghindărești, Horia, Saraiu și Gârliciu, care, de 2 ani de tratative, ne-am hotărât să ne unim într-o singură comună și vorbeam mai înainte de fonduri europene, noi nu avem acces la ele, suntem sub 2000 de locuitori și în felul ăsta, exceptând Ghindăreștiu, și în felul acesta vom fi o comună cu 9 sate, 10.000 de locuitori, cu 40 de kilometri de drum județean lungime, care se străbate aproape jumătate de sân, cu 20 de kilometri de hotar la Dunăre și e cu totul altceva. La ora 14 a început un spectacol folcloric. Avem, cum ați văzut, peste vreo 30 de interpreți, 5 ansambluri de dansuri, muzică ușoară, populară. Se va desfășura până la orele 22, un foc de artificii și apoi, dacă mai doresc oamenii și mai pot, îi invităm la bal până la ora 2. Am avut și oameni de suflet care știu ce se întâmplă aici. Am găsit și 40.000 de lei sponsorizare, cu care ne-am achitat aproape toate cheltuielile, la bugetul local mai puțin că nu prea e. Sclatul meu, la nimeni am făcut rău și îmi trăiesc raiul meu. Când noi cântăm muzica, eu cu dragă îți voi cânta la prieteni și dușman, cu pahar și la mulți ani. Cântă, cântă muzica, eu cu dragă îți voi cânta lumea mea. Vă spuneam că avem proiecte în derulare și începem cu cele aproape finalizate, la care mai sunt ceva retușuri de făcut. Inclusiv sediul primăriei am fost ajutați de guvern cu 400.000 de lei. Încă nu avem recepția finală la sediul în care ne aflăm. Mai avem grădinița cu program normal Horia, o suprafață de 500 de metri pătrați.
care este finalizată, dar mai sunt câteva ajustări de făcut. Cât a fost? 983.000. Da, cu TVA și cu nu știu ce, 1.000.000 și vreo 20. Acum mai avem, am mai avut un proiect de data asta pe fonduri europene, dar era ca urmare a cataclismelor naturale și am refăcut și modernizat și asfaltat 2,5 km de drum. Asta era vorba doar 200.000 de euro. Iar acum avem pe PNDL, mă străduiesc eu din 2015 și tot nu reușesc și acum am găsit în 2017, practic noiembrie-decembrie, am depus proiecte la MDRAP. Și abia acum, acum 3 zile, am semnat contractul pentru execuție. Lucrări, asfaltare, drumuri în comuna Horia, satele Horia, Cloșca și Tichilești, în valoare de 4.300.000. Spre rușinea mea, neterminat în satul Tichilești, cu toate că am făcut plata lucrărilor, pentru că pierdei banii, da? Mai avem ceva de montat, niște stâlpi ornamentali, iluminat, refacerea iluminatului public, cu lămpi cu diode, în satul Cloșca, Horia și Tichilești. Suntem în pline lucrări la dispensarul medical, modernizare și reamenajare. Ce valoare are? 1.800.000. Iar dispensarul, aproape 6 miliarde vechi. Ce presupune asta? Și mai avem pe Gal Dobrogea Centrală, cantină socială în satul Cloșca, pentru că avem 83 de bătrâni care nu mai pot să aibă așa cum ar trebui grijă de ei și nu putem să-i abandonăm. Și atunci vom servi o masă caldă la 83 de persoane, la 36 de elevi și probabil la toți elevii de la școală. Deci în comuna Horia nu există dosare de ajutor social. Avem și cazuri care s-ar încadra să primească venitul minim garantat conform legii 416, dar legea 416 eu consider că în România nu este aplicată ad literam, pentru că acolo spune cel care ar fi îndreptățit să primească, dacă are 2.000 de metri pătrați curte, nu primește. Dacă are 2 hectare în câmp, nu primește. Dacă refuză un loc de muncă pe raza a 50 de kilometri de domiciliu, nu primește ajutor social. Dacă refuză un curs de recalificare, nu primește ajutor social sau de șomaj. La noi se aplică acest lucru. Și ca să nu fie la 50 de kilometri departare rază, noi am înființat în cadrul Consiliului Local o societate cu răspundere limitată, iar organigrama societății este fără număr limitat la muncitorii necalificați. Și atunci, cine nu are venituri și vrea să lucreze într-un cadru organizat, are un loc de muncă la societatea a cărui patron este Consiliul Local. Ori dacă eu îți asigur locuri de muncă aici, acasă, și tu nu vrei să te angajezi, nu poți să primești ajutor social. Deci Horia nu are ajutoare sociale și nici nu o să va dea vreodată. Cel puțin că tu ai fi eu mai pe picioare așa.